se întâmplă când clocotim nucile înainte de a le sparge? Ei bine, apa devine foarte, foarte murdară. Dacă nucile au fost culese direct din pom și au fost curățate de coaja verde, să spunem că sunt ceva mai curate, dar nu e o garanție. Depinde de spațiu de depozitare, depinde de eventuala prezență a șoarecilor în spațiile de uscare și depozitare. Dacă nucile au fost culese de pe jos, unde sunt prezente animale de companie, precum câini, pisici sau animale și păsări din gospodărie, sau mai rău, oameni care obișnuiesc să-și facă nevoile oriunde în natură, la nimereală, pentru că trebuie să recunoaștem și să conștientizăm faptul că sunt astfel de oameni, ei bine, nu trebuie să vă mai explic cam cât de murdară este apa în care au fost spălate sau clocotite nucile, înainte de a fi sparte și adăugate în prăjituri, colive, cozonaci. Atenție! Dacă obișnuiți să cumpărați miezul de nucă din piață, întrebați-i ce modalitate de spargere și curățare a nucilor respective au folosit. Așadar, chiar dacă circulă pe rețelele de socializare informația că această metodă este cea mai curată și mai ușoară, vă invit să faceți împreună cu mine un exercițiu de imaginație ca să înțelegeți cam cât de curat este miezul de nucă folosind această tehnică de spargere a nucilor. Pentru că o viață sănătoasă nu presupune aplicarea unor metode murdare de curățare a alimentelor pe care le mâncăm noi și le oferim și celor din jurul nostru. Atenție la neatenție! Aceasta nu este cea mai curată metodă de curățare a nucilor, ci este cea mai murdară și mai scârboasă. Nucile pe care le-am spart folosind metoda înmuierii în apa clocotită, le-am curățat și le-am oferit păsărilor sălbatice în grădină, atunci când a fost valul de ger. În următorul videoclip o să vă prezint câteva metode de spargere și curățare a nucilor într-un mod ceva mai sigur și mai curat.